nu știu de ce, tot timpul voia să spună ceva, să zică el ceva. A, în fine, o să prezint asta seară. În emisiunea aceasta este vorba de România. Să zicem că eu sunt România, sunt mai mic, mai chelios, mai neasfaltat. În România a fost vorba mereu, a stat în intersecția marilor puteri. America și Europa. Acum, eu nu știu ce să fac. Aș intra și în NATO, aș intra și în Uniunea Europeană, dar totuși avem un invitat special, este vorba de regizorului filmului Atacul de la Bagdad, care o să ne lămurească. Este vorba de domnul WWW George W. Bush. Și pentru că mulți dintre voi nu înțeleg limba engleză, o să ajut eu la traducerea filmului, pentru că eu cunosc foarte bine limba spaniolă și am învățat-o cu un profesor rus din Moscova. Noi prezident, prezident. Hello? Dă seara, ce faceți, a? Mișto. I'm happy to visit your country. Nu mai eu și haplea mai vizităm țara voastră. I meet Romanian government. It's amazing. M-am întâlnit cu guvernul României. Este amazing. Excuse me. Aici gheorțe e lui mațele. Eu am mâncat niște excuse me pe pâine mai înainte și... I'm a little hungry. Sunt puțin ungul. I like Romanian people. Iubesc românii, îmi place să-i pipăi. You are very honest. Parcă sunteți verii mei din Onești. You work too much. O răgăiesc ca mult. Much înseamnă mult, nu miuci. Miuci. Excuse me? Iar îi vine excuse me ăla de la mâncat pe pâine. I come to invite you in NATO. Am venit să vă învăț cum se scrie NATO. You must be in North Atlantic organization. Ar trebui să vă necați în Atlanticul de Nord în mod organizat. I offer you partnership. Vă ofer partenerul din strip. Ups! Ar promise. And protection. Și nu mai râdeți că e protejat. And military support. Și nu suport militar. De ce? Le miroși tu api? Shut up. Așa e, le miroși tu api. We must fight together against the terrorism. Băi, mă ieșor. Revation. We must fight. Punem asfalt. Together. Pe gherla. Against the terrorism. Băi, și ce am zis, hă? Și ce am zis, mă, Simon? We must keep the peace. Trebuie să menținem peace-ul. Să nu facem inundation. Many of your brothers living in America. Mulți oameni din Brazda și-au făcut living-uri în America. They work daily for a few dollars. Și muncesc adilii pentru fiul meu din Dallas. And now, let me tell you a joke. Așa e, și el îi prinde la show. A cowboy buy a farm by the Canadian border, but the border crosses his property. The mayor asked him, where you want to build your house, in American side or in Canadian side? In American side, why? Because in Canada is so cold in the... What? Să mă arăt, mama, câte cuvinte știi. It was a joke. Așa e, pierdă la joc. Joke, love. Ah, glumă, să traduc gluma. Bună, se duce în Canada și... Doesn't matter. Dar la masă. Now I must leave your country. Acum trebuie să mă duc cu Liviu la cantină. But don't forget. Am un furat ghetă. America is your friend, your body. În America trăiesc Fred și Park. God bless Romania. Te goblenuri sunt în România. And goodbye.